Lumea de azi e plină de provocări incredibile. Țesătura complexă, adeseori neașteptată, a relațiilor internaționale, felul în care factorii naturali interferează cu acestea, complicatele interdependențe care se creează într-o planetă globalizată, în care informația circulă instantaneu, toate acestea sunt teme de cercetare, de analiză aprofundată, de înțelegere. Există o categorie de cercetători împătimiți de studiul lor care se apleacă într-un discurs coerent și independent de factorii imediați de coerciție ideologică sau chiar politică asupra acestor teme ce țin de geostrategie, de geopolitică, într-o viziune globală plină de substanță. Contemporană cu toate provocările ei, crizele și conflictele actuale, criza mondială. Toate acestea sunt posibile subiecte pentru revista Geopolitica. Domnule profesor dr. Vasile Simileanu, revista dumneavoastră are o temă foarte, foarte generoasă, în același timp complexă, plină de densitate, dar și plină de provocare. Cum ați început această aventură intelectuală? Această aventură a demarat printr-un vis pe care l-am putut să-l îndeplinesc abia prin 2003, când am reușit să obținem statutul juridic al Asociației de Geopolitică Ion Coanea, care a stat la baza, practic, fundamentării acestei reviste de geopolitică. Din 2003 și până astăzi am reușit să scoatem un număr de 32 de reviste. Începutul a fost foarte greu. Ideea noastră ne-a venit prin 96. Din păcate am putut să o finalizăm abia în 2003. Din 2003 și până astăzi, cei care au pus bazele asociației și cu cei care au intrat după aia ca membri în Asociația de Geopolitică au căutat să răspundă tendințelor de pe piață, fenomenelor sociale care sunt în continuă mișcare și care au o pondere foarte importantă pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea noastră ca societate, ca om. Am plecat întotdeauna de la premisa că societatea este un organism viu și am căutat să vedem aspectele provocatoare ale, să spunem, experimentelor între ghilimele, datorită faptului că noi permanent facem experimente, că nu știm către încotro ne îndreptăm, trebuie să găsim cele mai bune căi de dezvoltare pentru a accede, eu știu, pentru o societate ideală. Și aceste căutări efectiv s-au transformat în subiecte pentru revista Geopolitica și pentru cărțile editate de membrii Asociației de Geopolitică Ion Coanea. Să specificăm că ea este oarecum non-conformistă, dar în același timp este o publicație deedită care se încadrează perfect în această lume a revistelor de geopolitică, de relații internaționale care există astăzi în Europa de astăzi, aș zice. Există exemple prestigioase de reviste în țări ca Franța, Marea Britanie, Germania, Italia. Nu ne e rușine cu asemenea publicații când ieșim în străinătate. Multe din texte sunt chiar în franceză și în engleză. Aveți un public pentru revistă, dar în același timp aveți și o categorie de colaboratori de elită, din elita cea mai, să zic așa, spumoasă a lumii românești, a comentatorilor din România, dar și a celor care, să zicem, reprezintă alte țări aici, reprezentanțele diplomatice. Vorbiți-ne despre câteva numere tematice pe care le-ați publicat. Deci, pentru noi a fost o provocare foarte mare geopolitica mărilor. Și în acest sens am plecat de la analiza foarte importantă pentru noi, geopolitica spațiului Danubian, Pontul Danubian, geopolitica Mării Negre, și am încheiat mai nou acum, că este un subiect de strictă actualitate și foarte important, geopolitica Mării Mediterane, având în vedere importanța Euromedului și a sinergiei Mării Mediterane și a Mării Mediterane extinse, care va atinge și anumite spații din Marea Neagră.
Recenta reuniune de la Copenhaga din decembrie 2009, axată pe problematica schimbărilor climatice actuale, și-a plasat dezbaterile la un moment dat sub semnul dilematic acționăm sau suportăm. Societatea civilă a reacționat vehement, s-a implicat activ, nu s-a lăsat mai prejos la această întâlnire planetară care încearcă să configureze căi de salvare a viitorului planetei, a viitorului generațiilor care vin. Negociatori, experți și militanți ecologiști au fost gata să participe la această reuniune gigantică organizată de ONU, având drept scop precis înlocuirea protocolului de la Kyoto printr-o formulă îmbunătățită, asigurarea cadrului necesar pentru protejarea mediului înconjurător, a planetei în general. De la intenție la realizare, drumul a fost lung, dar finalizarea summitului a fost mult sub așteptări. Am plecat de la România, Terra Dacie, am mers pe regiunea de acoperire transfrontalieră și am încheiat anul ăsta prin a scoate România între imperii. Foarte interesant și foarte provocator. Și provocator, dar România nu mai este între imperii, da. România este în interiorul imperiilor. Tocmai de asta am ales acest titlu, ca să fie provocator, dar România este pentru prima dată, poate, în istoria sa, în interiorul imperiilor. Și când mă refer la Uniunea Europeană și la NATO. Avem o șansă unică de a face parte din elita europeană și din elita mondială, pentru prima dată în istoria României. Marele proiect european, extinderea Uniunii Europene, noile provocări care derivă din ideea că extinderea este nu doar ceva posibil, ci un lucru necesar, felul în care gestionăm această Europa industrializată, provocările clipei, analiza interrelațiilor din Uniunea Europeană și spațiul mediteranean reprezintă o altă temă extrem de interesantă și care invită la analiză și dezbatere. Am atacat falile și axele geopolitice. Am mers pe geopolitică culturală, pe globalizare. Și în acest sens am avut o revistă Incursiune în Islam, destul de consistentă și cu participare foarte importantă. Am văzut, de fapt, crizele și conflictele spațiului islamic chiar reprezintă pentru noastră o temă de investigare. Foarte interesant. Reprezintă o temă și, sincer să fiu, una asta mi-am dat teza de doctorat în geopolitica spațiului islamic. Am reușit să public abia primele 4 volume din 6, deci statele islamice actori geopolitici contemporani, centrele de putere și actori islamici regional, volumul 2, spațiul islamic geopolitică aplicată și volumul 4, crizele și conflictele spațiului islamic, urmând ca să fac la tipar inserția spațiului islamic în procesul de globalizare și globalizarea culturală și religioasă. Sfârșitul secolului 20 a adus mari schimbări în configurația lumii contemporane. Căderea cortinei de fier a schimbat echilibrul, dar și perspectiva de observare și analiză. Pe de altă parte, se poate vorbi despre o geopolitică a conflictelor sfârșitului de mileniu. Războaiele și instabilitatea Orientului apropiat și mijlociu, o anumită neînțelegere a specificităților lumii islamice, riscul unor generalizări grăbite, radiografia subtilelor raporturi dintre șiiți și suniți, felul în care religia poate deveni determinantă în propagarea unui mental colectiv lesne de manipulat, sunt, iată, subiecte de analiză pe care și le-au propus cercetătorii de elită din România, care publică în paginile prestigioasei reviste, dar și colaboratori de prestigiu din alte țări. Am, într-adevăr, nu numai teza de doctorat a fost, am atacat și problema Turciei, Turcia puntea euroasiatică, având în vedere că Turcia dorește să intre în Uniunea Europeană. Am atacat problema Chinei, care știți că este, cu toată criza mondială, are creștere economică foarte ridicată. Miracolul chinez, provocarea dragonilor. Am atacat probleme legate de globalizare. În același timp, n-am putut să trecem pe lângă criza mondială.
Bineînțeles că noi nu dăm rețete, facem strategii. Strategii care pot fi adevărate. Să... Da. Ați spus că sunteți o revistă de geopolitică aplicată. Da. Numai, geopolitica înseamnă, de fapt, studiu. Ce înseamnă aplicare? Deci analiza spațiului, efectele asupra unor spații. Toate teoriile apărute în plan geopolitic la școlile clasice de geopolitică germană, franceză, rusă, anglo-americană, aplicate la anumite spații pe care le-am luat în analiză. Și este foarte interesant că găsim modificări foarte importante față de 1901, 1923, 1943, 1960 sau perioada Războiului Rece, când au fost elaborate aceste teorii, care sunt viabile în continuare și care unele dintre ele, dacă le reanalizăm și le aplicăm în analiza unui spațiu geopolitic, vom vedea că găsim, vom obține niște rezultate foarte interesante. Ori aceste rezultate interesante constituie baza pentru elaborarea unor analize pentru factorul de decizie politico-militar și economic. Dar cum vă poziționați dumneavoastră ca analiști față de ceea ce înseamnă, să zicem, politica unei țări la un moment dat? Chiar politica externă a României la un moment dat. Noi, prin ceea ce facem în revistă și în cărțile pe care le edităm, facem niște prognoze. Care aceste prognoze, unele dintre ele pot fi reale, altele pot să fie simple fantezii și sunt sumedenii de teorii în lume care nu s-au adeverit niciodată. Adică se pot adeveri sau nu? Se pot adeveri sau nu, da. Așa, și în cazul în care practic strategii politico-militari și economici, trebuie să ia în calcul cam toate teoriile care se vehiculează. De ce? Că în momentul în care neglijezi o teorie care e considerată mai puțin importantă, aceasta poate deveni în prim plan, printr-o conjunctură oarecare, politică internațională, printr-un conflict, printr-o criză, că avem exemple multiple. Conflictele etnice, conflictele pe baza resurselor, special conflictele din Africa, care sunt foarte curioase ca acțiune și ca propagare, ca mod de propagare de la un stat la altul, având în vedere că aceste minorități nu recunosc frontierele, sunt tot felul de complicații. Conflictele de mediu. Conflictele de mediu pot deveni și cred că vor deveni în următoarea perioadă o problemă foarte importantă pentru geopolitică, din cauza că aceste schimbări climatice înseamnă reașezarea anumitor teorii în funcție de condițiile actuale. Marea provocare a găsirii apei care va deveni... Bineînțeles, va fi un conflict al resurselor de apă și să nu uităm că sunt zone pe mapa mond unde apa este o mare problemă. Așa cum petrolul la rândul lui a determinat ani și ani evoluția conflictelor internaționale și o evoluție a vectorilor economici în lume. Eu promovez o geopolitică a păcii, o geopolitică care vrea să deschidă comunicarea între spații, între state, între civilizații și culturi. Nu să agraveze mai mult disconfortul dintre acestea. Și în acest sens consider că rezolvarea multor conflicte stă în noi. Și această criză a petrolului probabil că va determina găsirea altor tehnologii care să ducă la înlocuirea lui într-o perioadă de timp ca resursă energetică pentru,